Simona Halep, sublinierea i-a aflat prima adversar de la MIA, a produs o culturneului în primul tur. Francuzoaica Oceană-Dodin, locul 98, prezent pe tabloul principal ca Lucky Loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, în turul 2 la Miami Open. Dodin a trecut în primul tur de Veronica Cepeda-Heroic din Paraguay, locul 78, scor 6-4, 7-6, 3, 6-3, după 2 ore sublinierei 14 minute de joc. Halep sublinierei Dodin nu s-au mai întâlnit până în prezent, conform news.ro. Meciul va avea loc joi, în jurul orei 2100. Acesta este al treilea de pe terenul principal, după o întâlnire de simplu feminin subliniere și una de simplu masculin. În al patrulea meci de pe terenul 7, Sorana Cârstea va evolua în turul 2 cu Surei Hsieh din Taiwan, în timp ce în următoarea partid se vor întâlni Marius Copil, locul 84, cu sportivul Mihail Cucu subliniere Chin, numărul 83 mondial, în primul tur. Monica Niculescu va juca împotriva Magdalenei Ribaricova, în turul 2, în al treilea meci de pe terenul 9.